Noile reglementări care interzic folosirea telefonului la volan au adus și primele amenzi în Dolj. În doar două zile, în urma controalelor, 5 șoferi au primit sancțiuni contravenționale. Polițiștii i-au informat pe șoferi despre riscurile la care se supun, iar acolo unde a fost cazul au fost aplicate și pedepsele. Dacă folosiți telefonul mobil în orice mod sau oricare alt dispozitiv... Nu am suport, ia uite. V-am explicat. Nu este cazul acum. Dacă îl folosiți în orice mod, se sancționează cu o amendă în valoare de 870 de lei plus 4 puncte penalizare. Șoferii spun că noile reglementări sunt bune și speră ca astfel să se reducă numărul accidentelor rutiere. Atâta timp cât este ordine și amenda ustorătoare, consider că fiecare trebuie să-și bage mințile în cap. Încercăm să ne educăm să nu ne mai sunăm în timpul zilei, pe cât posibil. Iar dacă sună telefonul, nu răspund în timpul mersului. Oprim la semafor sau oprim pe dreapta și răspundem. Foarte bune. Din cauza telefonului mobil sunt o grămadă de accidente. Deci și eu folosesc. Uitați, am telefonul în mașină, îl pun aici jos, nu-l folosesc. Cei care sunt prinși butonând telefonul în timp ce conduc vor primi o amendă cuprinsă între 870 și 1160 de lei, dar și 6-8 puncte de penalizare. Conducătorii de vehicule care sunt depistați în trafic folosind telefonul mobil sau orice alt dispozitiv mobil prevăzut cu funcție de înregistrare, redare, text, foto sau video, riscă aplicarea unei amenzi cuprinse între 6 și 8 puncte amendă și totodată aplicarea unui număr de 4 puncte penalizare. Cu aceeași amendă sunt sancționați și conducătorii de vehicule pentru care legea nu prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere. Și polițiștii riscă aplicarea unui astfel de măsuri de sancționare contravenționale și doresc să vă precizez faptul că pe lângă aceste sancțiuni contravenționale, polițiștii riscă și luarea unor măsuri de natură disciplinară. Șoferii care vor încălca și alte reguli de circulație în timp ce folosesc telefonul vor rămâne și fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.